Ce este așa de grav? Încât noi suntem chemați de Dumnezeu, ni se spune mereu să mergem și să spunem oamenilor despre Domnul Isus Hristos. Ce e așa de grav, domnule? Vezi, în pasajul acesta nu se spune nimica despre iad. Nu că iadul n are exista. Dar nu se spune nimica despre iad. Să știți că există ceva mai grav decât iadul. Există ceva mai grav decât iadul. În pasajul acesta... Evanghelia este umanizată, sau există astăzi Evanghelie umanistă pentru că se pune foarte mult accent pe om. Să predică ceva din Evanghelie, dar se pune foarte, totul dintr-o perspectivă omenească. De exemplu, se vorbește foarte mult despre consecințele păcatului. Se predică Evanghelia, se vorbește foarte Vezi ce a făcut păcatul în viața ta? Uite ce a făcut păcatul în trupul tău. Uite ce a făcut, făcut păcatul în familia ta. Uite ce a făcut păcatul în relația cu prietenii tăi. Uite în relația cu soțul tău, cu copiii tăi. Vezi unde ai ajuns dacă ai făcut aia, aia, aia așa și Dumnezeu ți-a spus să nu faci ce tu ai făcut, vezi unde ai ajuns. Consecințe de tot felul. Și omul zice, da măi, și adevărat că păcatul are niște consecințe din toate punctele de vedere. Începând de la macro, dacă ne uităm la natura din jurul nostru care suferă datorită păcatului și coborăm în jos. Ne uităm la structurile societății, până coborăm la familiile noastre, până ne uităm la noi și ne la sufletul nostru și la trupul nostru și vedem că suntem afectați de păcat. Este adevărat lucrul acesta. Dar nu acesta este cel mai grav lucru cu privire la păcat. Alții spun că păcatul este grav pentru că el ne-a făcut victime ale diavolului. Dom'le, ce să facem? Diavolul a pus, da, ne-a înșelat, a pus mâna diavolului pe noi. Suntem așa cum suntem. Asta este. Asta este. Dar dacă venim la Dumnezeu, scăpăm de treabă. Suntem niște victime. Nu suntem chiar, suntem responsabili, dar nu chiar așa de responsabili. Cu oricum, dacă suntem prinși în cursa diavolului, ce să facem? Măi, satana asta, mă ispitit să fac lucruri. Bă, s-o băga satana. Și tot el, el, e, el, e, vinovat, el are o lucrare, el își face treaba lui, fără doar și poate. Dar noi suntem de plin responsabili înaintea lui Dumnezeu, da? Sau se vorbește foarte mult despre acțiuni păcătoase, despre acțiuni păcătoase, și omul aude Evanghelia, despre, zice, Dumnezeu te poate ajuta, Dumnezeu te poate scoate. Și stai mai liniștit, că poți să rezolvi treaba asta, comportamentul ăsta deviant. Îl rezolve de viața mea. Și omul să chinuie să rezolve un comportament deviant. De unii se lasă droguri, unii se lasă de alcool, unii se lasă de țigări, fără ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte naivi să credem că oamenii nu pot corecta anumite comportamente deviante, le numesc așa, fără ajutorul lui Dumnezeu. Suntem foarte naiv să credem lucrul acesta. Foarte naivi. Nu asta vine să rezolve Evanghelia, anumite acțiuni greșite din viața noastră. Uite, -te, ce problemă ai tu? Mă nu știu să mă porc cu nevasta. Stai liniștit, noi te putem ajuta. Dumnezeu te poate ajuta. Dumnezeu e răspunsul la orice. Stai puțin. Există o înțelepciune comună lăsată Dumnezeu și în lumea seculară, pe care oamenii, dacă o folosesc, dacă oamenii o folosesc, ajunge să dea roade, pentru că Dumnezeu a dat o lumină și, să spunem, un har general, o înțelepciune generală tuturor oamenilor. Dacă oamenii o folosesc în termenii lui Dumnezeu, aia va da roade. Fără ca omul să vină și să primească Evanghelia, fără să fie născut din nou. De aceea, repet că este foarte important punctul acesta. Ce este așa de grav încât trebuie să predicăm Evanghelia? Care e esența? Uitați care este. Scoală-te! du -te, și strigă împotriva ei. Și auzi ce spune. Căci răutatea ei s-a suit până la mine. Centrul Evangheliei, cel mai grav lucru la ora actuală, este că Dumnezeu este mânios datorită păcatului. Este cel mai grav lucru. Nu există nimic mai grav decât asta. Acesta este cel mai grav lucru. Nu că păcatul face ceva în noi, nu că noi vom, fi, că noi vom suferi în ea anumite suferințe asupra cărora sunt multe de discutat, ci cel mai grav lucru este că Dumnezeu este supărat. Dumnezeu este mânios. Consecința cea mai gravă a păcatului asta este. Și aici vedem în Iona sumarizat atât de bine și atât de frumos lucrul acesta.